Faptul că rudele bărbatului dispărut de fel din gura foii nu au știut de el nimic timp de 12 ani i-a revoltat. Ultima dată a fost văzut în 2008. De atunci a plecat cu concubina și nu a mai revenit. Să aflăm adevărul. Cine e vinovat să plătească? Asta vreau. Mai este... Pentru că noi ne-am împrumutat de bani ca să putem să-l aducem, să plătim mașină mortuală, să plătim coșug, îmbrăcăminte și toate cele, și popă și toate cele. Bărbatul se pare că a plecat în căutarea unui loc de muncă. Nu era prima dată când pleca de acasă, dar de fiecare dată se întorcea singur. Rudele spun că nu este posibil ca după atâția ani să nu poată afla în ce condiții și-a dus traiul și mai ales cum a murit. Noi am aflat că ar fi stat la un cetățean numit Pavel Paul, Paraschiv Paul, da? Pe raza comunei Dobrosloveni. Acum că a stat, ei susțin din ce am auzit noi, că el ar fi stat o lună de zile acolo. Nimic de acord, nimic contra. Până acum unde a stat. Asta vrem să aflăm și noi și toți. Dar cum au aflat că e muntul dumneavoastră? Nu știu. După certificat. Îl avea la el? Bănuiesc că da. Doamna asistentă cu care am stat de vorbă a spus că nu are niciun fel de document, iar domnul polițist de la comună, sau ne-a sunat cineva de la comună, nu știm cine, ne-a spus că ar avea certificatul, l-a găsit cu certificatul în buzunar. Dar unchi, de ce ar fi plecat? Sau unde ar fi plecat? De ce ar fi plecat de acasă? De ce ar fi dispărut? A plecat după loc de muncă, în mod normal. Dar noi credem că el pleca. Mai avea obiceiul să plece să muncească prin diferite locuri, da, dar în apropierea noastră, în apropierea rudelor și întotdeauna lua legătura cu rudele. Și de-aia l-a dispărut, că n-a mai venit acasă? Clar, de-aia l-am dat dispărut. Primele date arată că ar fi suferit o tumoare pulmonară, însă rudele l-au găsit neîngrijit într-o stare deplorabilă. Unchiul meu a dispărut de acasă din 2008, mai exact, și după vreo 4, 5, 6 ani, aproximativ, nu pot da detalii exacte, mama mea l-a dat dispărut. L-a dat dispărut la comună de unde aparține... După raza de unde a plecat el. După raza unde a plecat el, de la comună și la comuna unde noi locuim. După o perioadă de timp, mai exact 10 aprilie, am fost informați că el se află mort la Slatina. Ceea ce am făcut toate demersurile, am mers și l-am luat acolo. Nimeni nu ne poate da o informație clară în ce condiții a trăit, în ce condiții a murit, ce și cum. Cine l-a ținut 12 ani acolo? Cine l-a ținut acolo 12 ani? Unde a fost el? Nimeni nu vrea să... A luat legătura cu voi timp de 12 ani? Nimic, nu. Da, continuați să-l căutați? Am căutat, da, automat. Dacă l-am dat dispărut, am așteptat să primim răspuns de la poliție, de la organele de abilitate. Nimeni nu ne-a dat niciun fel de răspuns până nu a murit. Când a murit, pe data de 9 am înțeles că a fost luat cu mașina cu ambulanța, de fapt, de la Caracal, de la spital, și l-a dus la Slatina, la terapie intensivă. A fost internat la terapie intensivă. Singurul lucru și singura informație care am putut să o aflăm și noi de la asistent. Ultima dată, sora a vorbit cu el în 2008, după care a plecat după concubină. Atât ce vreau să aflu și să rămânem împăcați, unde a stat 12 ani, fără să știm nimic de el și în condițiile care arată acum, ăsta nu e un om îngrijit unde a fost. Dar de ce se spune că ar fi murit? Care a fost diagnosticul dat? Tumoare pulmonară. Da. Asta susțin ei. Rudele așteaptă încă un răspuns, mai ales că ele cred că a fost sechestrat timp de 12 ani.